Cu acel centru spa suntem la un studiu de fezabilitate. Am contactat două firme din Oradea, din Oradea că ea sunt specialiști acolo că au făcut acel spa mare în Oradea, deocamdată facem acel studiu, facem o, o, o analiză să vedem la ce adâncime avem apele termale și dacă avem și după aia dăm drumă la un spa. Sunt două variante. Un spa mai micuț care să asigure doar pentru locuitorii din Dumbrăvița, care va fi lângă sala polivalentă și pădure. Acolo am ă, 12.000 de metri pătrați. Și o soluție, o variantă mai mare, undeva în coada lacului, acolo avem 11 hectare de teren de pășune, dar încercăm să schimbăm categoria de folosință și să-l facem în curs construcției, acolo s-ar face un spa, am putea face un spa mare care să asigure toată zona, inclusiv municipiul Timișoara. Dar sume mari, nu poți într-un timp relativ scurt să faci treaba asta. Mai mult de atât, priorități la noi încă au fost, sunt și vor rămâne drumurile.